Hei, ați văzut Inga a fost votată și să plece și să rămână. Cu siguranță susținătorii lui Paul a votat-o pe Roxana să rămână în Casa Mireasa. M-a bucurat foarte tare reacția lui Andrei. Deci efectiv a sărit de pe scaun și a început să urle bucuros, nevoie mare, cum că Inga a rămas în casă. Mă bucur foarte tare de acest fapt. Sper din tot sufletul să plece. Cum o cheamă pe asta mică? Adina, pentru că, sincer, nu este locul ei și nici nu are cum să se potrivească vreodată cu acest format. Ea își dorește bărbați cu bani, își dorește cu totul și cu totul altceva. Sincer, nu înțeleg de ce a venit în Casa Mireasa, sau fi venit la pensiune, la recuperare, nu știu, dar momentan ar trebui să ne bucurăm pentru faptul că Inga a rămas în casă și Andrei era extrem de fericit, aproape că-i dăduse lacrimile. Să sperăm că va ieși Adina și nu altceva. Aflăm după pauză.